Acesta sunt eu pe parcursul acestei zile încercând să-i recrez rutina exactă a lui David Popovici. Dar totuși, de ce eu, un simplu YouTuber care numără chestii, a ales să-i recreze rutina exactă a unui sportiv de performanță? Ei bine, long story short, din cauza sau datorită, mai bine zis, a lui Mitsu. Pentru a număra ceva cu el, Mitsu mi-a zis asta. Numărăm împreună dacă mi învinge un cursant de la Trai Academy la o cursă de vânăt. Iar eu având la dispoziție doar câteva săptămâni să fac cursa, mai exact până la atingerea sumei de 100.000 de abonați, m-am antrenat intens la Trai Academy, dar totuși nu m-am simțit destul de împlinit. Așa că astăzi voi trăi ca David Popovici pentru 24 de ore, iar dacă nu completez toate challenge-urile pe parcursul acestui clip, Mitsu îmi va da o provocare extremă. Ok, m-am trezit la 6 dimineața, cum se trezesc majoritatea sportivilor de performanță, și am început să meditez. De ce? E bine, pentru că meditația, din punctul meu de vedere și altora, te face mult mai concentrat și mult mai focusat pe chestiile pe care chiar ai nevoie să le faci, adică cum ar fi în cazul meu, în notul. Open your eyes. Oh, Doamne, cum s-a simțit asta? Tocmai am terminat primele 10 minute de meditare. Este ora 6:30 aproximativ și acum urmează un mic dejun sănătos, iar apoi un antrenament unde nu vă așteptați. Sincer să fiu cu voi, nu cred că o să îndeplinesc challenge-ul ăsta și cred că o să primesc mare provocare de la Mitsu de stați până la final să vedeți. Uitați cum e cerul, băieți, acum s-a înseminat de tot, nu știu dacă se vede, dar e altceva, e tare rău. Am terminat meditația și deja mă simțeam mult mai focusat, mult mai concentrat pe lucrurile care chiar contau. Următorul pas, micul dejun. A venit timpul pentru mic dejun, iar cu o zi înainte de acest challenge m-am documentat să văd cam ce ar trebui să mănânce un sportiv și am înțeles că proteinele sunt foarte, foarte importante. Omleta pe care o fac eu, băieți, mi se pare cel puțin una foarte sănătoasă și foarte bună, pentru că conține foarte multe proteine, ouă, după cum știați. Primul pas, spargem ouăle astea. Pasul următor, luăm brânza și era de peste ouă. Mă trezisem de vreme, dar parcă acest mic dejun mi-a dat energia necesară pe parcursul acestei zile, dar nu mă aștepta la ce urma. Cam așa arată omleta, mi este destul de pufoasă, dar eu o mănânc așa, nu știu de voi. Asta e masa completă, băieți, avem aici o omletă din 4 ouă cu brânză și ulei de măsline și un cotiș din ăsta. Da, David Popovici, am înțeles că face 2 antrenamente pe zi și trebuia cumva să-l fac pe cel de dimineață cât mai repede. Ei bine, aveam 2 variante. Ori mergeam la peste 10 km de casă ca să ajung la bazin, ori înotam la lacul de lângă mine. Tobi! Ce faci? Tobi! Așa că am ales varianta cea mai ușoară, dar în același timp cea mai grea, să not în lac. Am sărit într-o bărcuță mică și m-am dus până în mijlocul lacului, unde am făcut asta. Mama! Gata. Stai să fie. Ne odihnim puțin și mergem la al doilea antrenament la Trai Academy. Deja pe la mijlocul zilei, pentru că m-am trezit atât de devreme, simțeam deja că eram obosit, simțeam lipsa de energie, așa că am decis să mă arunc un pic în pat, o oră, două, și să adorm puțin de tot, iar mai apoi să fiu pregătit pentru ceea ce conta cu adevărat, antrenamentul de seară, cel care decidea dacă completez așa să zic cu brio sau nu. Și probabil nu întrebați de ce sunt pe Minecraft, e bine, mă joc aici cu toți abonații mei pe SMP-ul meu cel nou, avem foarte multe grade de la polițist la mafios, așa că dacă vrei să intrați pe server să vă jucați cu mine în orașul meu aici și în orașul abonaților, apăsați pe primul link de descriere unde o să fie serverul de Discord și de acolo o să vă redirecționez eu direct pe Minecraft. Până atunci mă mai joc un pic și ne auzim direct de la Trai Academy la ora 6. Pa, pa! După cum știți, David Popovici are un Nokia. Ca să nu-și mai petreacă timpul pe Instagram sau pe TikTok sau pe alte rețele de socializare, eu am 3 și nu știu pe care să-l aleg. Avem prima oară acest Motorola performant care mi se pare foarte mișto din simplu fapt că poți să-l deschizi așa. Wow. Avem telefonul ăsta care s-a deschis chiar acum pentru că l-am încărcat aseară și cred că pe ăsta o să-l folosesc până la urmă pentru că e... What? Are și cameră, nu vă crebeți. Are și cameră, uitați. Da, dacă nu vă era clar, din momentul ăsta o să folosesc telefonul ăsta pentru următoarele 24 de ore. Voi vedeți asta? Ah.
ajuns la Try Academy, băieți, este ora 6:30 aproximativ. Avem telefonul ăsta lui David Popovici. Am venit la Mitru aici să ne antrenăm ca David Popovici. Vreau să le zic la antrenor să mă antreneze ca David Popovici și dacă nu fac ceva bine, Mitru va da o provocare la final, frate. Îi dau mesaj și zic: "Bă, dăm provocare că nu mai pot." Provocare extremă. Acum vom face efectiv rutina de antrenament al lui David Popovici. Ne vom duce acolo la Cristina Apă și ne va zice ce să facem așa cum face David. Și așa știi, mai să facem și 100.000 de abonați ca să facem cursa aia nebună cu cursa de trecere, mi să numărăm o dată ceva cu Mitru că nu mai pot. Direct în apă, hai. Încep frumos o încălzire ca lui Popovici, da? Ca lui Popovici, hai. Bun. Încep cu 12 bazine încălzire, vreau la 5 și la 7 brațe, da? Hai, cât mai întins. Se văd. Am luat toate cele 12 bazine până când am terminat, iar după aceea antrenorul mi-a zis asta. Iată ce faci. Ai de făcut 2 bazine fluture, 2 bazine spate, 2 bazine braț, 2 bazine crawl. Braț viața mea, ce să mai zic. Sigur zic eu la braț. Și ai astăzi de 3 ori. Nu știu dacă am îndeplinit provocarea. Îmi întrebam acum antrenor, eu sunt extenuat, pur și simplu, literalmente extenuat. Ce ești, frate? Cum a fost? Bă, a fost bine. Așa? Dar... din păcate ai terminat cam târziu. Cam târziu. Deci nu se pune, nu zic că nu se pune. Nu se pune. A stat tot zi întreagă așa, mamă, deci trebuie să prindeți provocare extrem de la Mitsu, nu se poate așa. Mamă, Mitsu, cred, sper să-ți aleagă ceva pe măsură. Sper și eu să nu mi-aleagă cea pe măsură. Spală la Ștefu! Spală la Ștefu! Ești abonat? Da. Atent, o știi pe asta? Ok, băieți, ne-am mai revenit un pic, am ieșit afară și acum e timpul să-i dăm un vocal lui Mitsu, să-i cerem o provocare. Te pup, Mitsule, îmi dai și mie, te rog, o provocare extremă, pentru că am pierdut aici la bazin un challenge cu chestii nebuni și am nevoie de o provocare extremă de la tine să o fac pe vlog. Mersi mult. După mult timp am ajuns acasă, este ora 22 fix, nu știu dacă se vede, ce drept am avut și telefonul ăsta la mine ca să-i dau mesaj lui Mitsu. Ok, am deschis Instagram-ul și... Aderez, dau una tot din not. Trebuie să noți un bazin pe la fund. Nu știu cum faci. Nu știu ce să faci, te antrenezi, dar faci un bazin pe la fund. Mitsu tocmai ne-a provocat să notăm un bazin întreg pe la fund. Nu știu cum o să fac chestia asta. Dar dacă facem la clipul ăsta peste 1000 de abonați și 1000 de like-uri, promit că o să fac provocarea asta de la Mitsu. Oricum o să fac, dar hai să faceți bine să ne apropiem de cursa aia finală. Nu știu dacă se vede, dar clipul ăsta mi-a luat toate resursele, efectiv. Așa că și eu mă culc acum, băiți. Eu am fost Ștefu, este ora 10, noapte bună. Subscribe.